Pe 1 martie, ACET Suceava oprește apa potabilă în mai multe zone din municipiul Suceava pentru executarea unor lucrări de reabilitare a rețelelor. Este în discuție intervalul orar de la miezul nopții până la ora 13 la prânz, în ziua de 1 martie, și vizează cartierul Opcin, cartierul Zamca, zona centrală, zona străzii Cernăuți, comuna Șchea și satul Sfântul Ilie. De asemenea, se va semnala debit scăzut la apă în cartierul Cuza Vodă și la ansamblul Anele Privighetorii, începând cu orele 13. Cea de-a patra ediție a concursului național de artă plastică Ion Mirimescu și-a desemnat câștigătorii. Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni, sculptură, pictură și grafică, iar jurul acestei ediții a fost format din criticul de artă Valentin Ciucă și artiștii Arcadie Răileanu și Cătălin Chifan. Anul acesta, sucevenii și-au adjudecat numai puțin de două din cele trei premii întâi din concurs. Astfel, Carmel Georgescu din Suceava a obținut premiul întâi la secțiunea pictură, Florina Mihăilă din Suceava a câștigat premiul 2 la aceeași secțiune, iar premiul întâi la grafică a revenit Andrei Răileanu din Suceava. Premiul întâi la secțiunea sculptură a plecat la Cluj, la Claudiu Ioan Ciberea.